În ultima parte vom discuta despre piața de mărfuri. Și vom începe cu petrolul. Petrolul care vedem că s-a retras din zona maximelor ultimelor 10 luni. Această scădere a venit ca urmare a doi factori uh, complementare, am putea spune. Pe de o parte, uh, o redresare a dolarului american, care s-a consolidat pe fondul majorării randamentelor titlurilor de stat din, din SUA. Investitorii au interpretat uh, un potențial efect al pachetului de stimulente din, din SUA asupra uh, consumului la nivelul, la nivelul pieței de, de petrol. În continuare, se așteaptă ca situația să fie una destul de, de optimistă, întrucât prețul petrolului se îndreaptă către a 10. -a săptămână din ultimele 11 de creștere, chiar dacă uh, petrolul atins uh, se îndrepte către, uh, către un punct uh, mai limitat superior din acest punct de, de vedere. Uh, totuși, Creșterea în continuare a tensiunilor dintre China și SUA nu reprezintă un aspect pozitiv, iar cele mai recente informații vin după ce Washington a pus pe lista neagră compania de exploatare a apelor, CNUC, care pare să fi fost implicată în disputa din Marea Chinei de, de Sud. Prin urmare, vedem că în continuare. Acest subiect este în centrul atenției și chiar dacă la prima vedere nu îi se acordă importanța necesară, este posibil ca pe viitor să devină un, un factor de, de risc care să pună ceva presiune asupra piețelor. În continuare, apariția de noi cazuri și extinderea destul de rapidă a acestora în anumite zone pune semne de întrebare cu privire la potențialul de redresare al cererii. În China am asistat la o creștere a numărului de, de cazuri, în timp ce în Europa se anunță extinderea măsurilor de, de restricționare. Vorbim despre o situație deja anunțată în Franța, iar în Germania se are în vedere un astfel de, de context. Astfel, este posibil ca prețul să. Traversează o perioadă mai liniștită, o perioadă de așteptare, având în vedere faptul că piețele ar putea avea nevoie de uh, ceva timp pentru a evalua situația și pentru a decide dacă, în momentul de față, prețurile actuale sunt unele ridicate, având în vedere factorii de risc existenți și cei potențiali din, din viitor, sau dacă uh, ne aflăm uh, la niveluri. Uh, potrivite care pot fi extinse în următoarea, în următoarea perioadă. În acest context am putea vorbi despre o limită superioară în zona 53,900, chiar 54 de, de dolari per baril, care s-ar putea transpune într-o potențială corecție în cazul în care vedem o atitudine de retragere din partea, din partea investitorilor astfel. Un prim nivel de susținere 5264, dar în cazul în care această barieră ar fi să cadă, prețul s-ar putea îndrepta către niveluri mai mai joase. Vorbim despre această barieră de la 48-58, poate 49 de, de dolari. După cum spuneam, în atâta urmărind atâtea evoluții negative, Performanța aurului vedem că ieșea în evidență, fiind singura care înregistra avans în momentul actual. De ce? Pentru că, pe de-o parte, vorbim despre valori mai scăzute ale aurului pe fondul corecției din ultima perioadă, care a pus ceva presiune asupra monedei, asupra metalului prețios, în timp ce pe de altă parte, am asistat la această deteriorare a uh, atitudinii, deteriorarea optimismului care s-a transpus într-o reorientare a investitorilor. Desigur, ca și în cazul altor materii prime, uh, aurul a fost ieri afectat de acea revenire a dolarului american și acea creștere a randamentelor titlurilor de stat din uh, din SUA. În continuare, uh, Perspectivele referitoare la pachetul de stimulente din SUA uh, reprezintă un context favorabil pentru pentru aur întrucât uh, majorează potențialul de uh, perioadă extinsă cu niveluri ridicate de, uh, de inflație. Totuși, pentru moment, aurul pare blocat într o într -o oarecare mișcare laterală iar în acest sens ar fi necesară o spargere hotărâtă pentru ca prețul să poată să, să dezvolte o mișcare într-o direcție mai într-o direcție clară. Astfel, putem vorbi despre o încercare de revenire deasupra nivelului de la 1866, care ar putea să pună aurul într-o poziție mai bună sau putem vorbi despre spargerea zonei de la 1820, care ar reprezenta un aspect destul de negativ pentru, pentru instrument, cel puțin pe termen scurt. În continuare, investitorii par destul de nesiguri cu privire la poziția și abordarea pe care să o aibă în raport cu metalul prețios, iar în acest sens. Este posibil să vedem mai degrabă o perioadă de, de așteptare, o perioadă în care să nu se observe volumuri de intrare atât de, de mari la nivelul metalului prețios, întrucât investitorii doresc să urmărească modul în care evoluează situația înainte de a lua o decizie. În continuare... Um, faptul că piața forței de muncă a dat acele semnale de slăbiciune, ar putea să îi ducă cu gândul pe investitori la posibilitatea de anunțare a noi stimulente în ciuda pachetului deja anunțat, tocmai în ideea de susținere și de oferire a tuturor ajutoarelor posibile economiei pentru a asigura o evoluție mai, mai bună. Calendarul de astăzi aduce date destul de interesante. La ora 12 vedem că se vor publica datele privind balanța comercială din zona euro. Vedem că se așteaptă 26 de miliarde de euro față de nivelul anterior de 30 de miliarde de euro. Totuși, atenția se va orienta mai degrabă către SUA, unde vor fi publicate o serie de informații pozitive la ora, la ora 15.30 inflația PPI, vedem că se așteaptă o stagnare la nivelul, valorii, la nivelul valorii, anuale core, dar și la nivelul valorii headline, în timp ce în ceea ce privește termeni lunar se așteaptă o ușoară accelerare, 0,2% de la 0,1% la nivelul core și 0,3% față de 0,1% la nivelul valorii headline. Mai mult, vânzările de retail pentru luna decembrie din SUA vor reprezenta alte informații optimiste, pentru că se așteaptă o stagnare după scăderea din luna noiembrie de 1,1%. Indicatorul New York Empire State ar putea să ofere ceva informații și ar putea să ofere mai multe detalii privind sentimentul piețelor, vedem că se așteaptă o îmbunătățire de la 4,9 puncte la 6 puncte. Totuși, un alt aspect important va fi prezentat de către indicatorul de sentiment al consumatorului evaluat de University of Michigan, vedem că aici se așteaptă o o deteriorare de la 80,7 puncte la 80 de puncte. Astfel, piețele continuă să fie destul de, de pesimiste, destul de temătoare și neîncrezătoare în modul în care Evoluează economia pentru moment și acest lucru s-ar putea transpune și în uh, potențiale ajustări la nivelul uh, piețelor de capital. Rămâne de, de urmărit. După cum spuneam, uh, cele trei mari companii uh, financiare din SUA își vor prezenta rezultatele financiare înainte de deschiderea pieței. Prin urmare, este posibil ca să vedem ceva uh, volatilitate. Odată cu deschiderea piețelor americane, în funcție de modul în care uh, cele trei își vor prezenta rezultatele pentru ultimul trimestru al anului. Uh, mai mult. Uh, Modul în care se vor dovedi a fi aceste rezultate ar putea să influențeze și așteptările inițiale ale investitorilor privind modul în care va decurge sezonul actual de, de raportori și de potențiale rezultate ale altor companii din domeniu și a, a întregului a, și a mediei generale a, în ansamblu. Astfel, ne așteaptă o sesiune destul de de interesantă la sfârșit de săptămână, care ar putea să aducă mișcări interesante la nivelul piețelor. Vă mulțumesc pentru atenție, vă urez o zi excelentă și un weekend minunat și însorit. La revedere!